Sâmbătă 5 mai 2018 mă aflu în localitatea Brazdeci de Suprahova, la sediul Cosmodromului Internațional Pigeon Best. Vă salut, domnul Marian, ce faceți? Stau de vorbă cu domnul Marian Stan, unul dintre proprietarii Cosmodromului. Da. Sunt în drum spre munte, așa, și am dat o fugă pe la dumneavoastră aici. Pentru vizita dumneavoastră făcută și pentru sprijinul acordat Cosmodromului Pigeon Best, datorită dumneavoastră am reușit să mărim numericul de pui, da? Deja efectivul a crescut, avem 300 și ceva de pui, aproape de 400. Super, super! S-au mai anunțat mulți columbofili, chiar și domnul Oprea Florentin, un al meu, vrea să aducă 10 pui. Avem o ofertă și pentru Germania și de acolo persoanele sunt interesate. Acum vedem pe parcurs ce se întâmplă. Am stabilit să ne deplasăm până acolo să luăm porumbeii care se vor strânge pe Germania. Deci plecați în Germania, da, să-i luați. Foarte bine! Avem un crescător care se ocupă de a achiziționa porumbeii de la celelalte persoane. Asta e bine că v-ați făcut un om de încredere acolo. Prieten, da, împreună cu domnul Jean, care cunoaște mai bine. Exact. S-au arătat foarte interesați, mulți au mai venit să viziteze Cosmodromul, să vadă despre ce-i vorba. Și pe mine m-au întrebat mult, să știți, da, în ultimele săptămâni. Le-a plăcut condițiile, au văzut puii cât de perfect sunt, sănătoși, mă refer la sănătate în primul exact, rând. Exact, exact. Au toate condițiile aici. Au toate condițiile, da. Frumos. Acum să sperăm că depășim așteptările și încet, încet o să începem să... Cu siguranță o să facem, vedeți. Da. Este mai greu, Cosmodromul... E greu pentru că sunteți singurul care vă ocupați deocamdată, este? Deocamdată, da, sunt și singur. Trebuie să vorbim și cu domnul Jean și cu domnul Huang să mai vă dea o mână de ajutor. Da, așa este. Nu este ceva așa, decât că trebuie să-ți ocupe foarte mult timp. Ca să faci și reclamă la un columbodrom de 5.000 de porumbei, vă închipuiți că nu e așa simplu. Și știu, să strângi, știu, să umpli 5.000 de porumbei. Știu. Noi am încercat să facem toate lucrurile ca la carte, știți foarte bine că emitem bonuri, facem contracte, adică încet, lucrați încet că se poate de transparent, da, care, și legal, bineînțeles. Transparență, pentru că cred că acolo o să se ajungă cu sportul ăsta columbofil. Ați văzut că acum și suntem și cu afilierele astea la COSR, mă deplasez și la cu federația, la Comitetul Olimpic, mai stăm de vorbă. Sper că crescătorii... E o activitate benefică, eu zic într-adevăr, și vor înțelege că... Da, este o activitate benefică. Intențiile sunt unele cât se poate de bune. Da, este ca orice afacere, este o afacere columbofilă, da? În care, ca orice afacere, trebuie să progresezi încet, încet. Când te-ai apucat de o afacere, gata, astăzi ai făcut-o și mâine o să te îmbogățești. Aia nu e afacere, aia e altceva. Da. Așa, exact. Deci încercăm să facem publicitate, încercăm să atragem oamenii prin anumite facilități, să vină să vadă puii cum stau, să vadă condițiile de zbor. Seriozitate. Seriozitatea. La ultima mea vizită erați, aveți porumbei pui, dar într-un compartiment. Da, acum deja ați ocupat trei compartimente. Aproape că vin. Ăștia mai sunt... avem pui și în carantină, să știți. Ăștia da? Sunt... Ăsta e ultimul lot de pui și cei mai mici, am înțeles, nu? Ultimul lot de pui cei mai mici, da. N-au ieșit încă afară, nu? N-au ieșit încă afară, celelalte două compartimente sunt. Nu forțăm nota pentru că e destul timp, da? Porumbei exact. Primim până la sfârșitul lunii mai, pe 20-25 mai. Mai aveți timp, și așa nu are rost să încercăm să ne comportăm frumos cu puișul. Așa e, așa e. Da. Foarte bine, vă felicit sincer. Mulțumim și pentru... sper că în continuare să colaborăm, că reciproc mergem înainte, eu așa sigur zic. Sigur că da. Nu, dar aveți toate condițiile aici. Vă ocupați foarte bine de ei, serios, să vedeți și după ei, după da, sănătatea lor. Da, se vede după pui, să vedeți la sănătatea la pui. N-a venit niciun pui care să stea, au fost pui... Le-ați dat de mult timp drum afară? La ceilalți, deja s-au stolit, au început să zboare. Au zboare la stol deja, nu? Și ăștia de aici mai puțin, dar dacă veniți într-o zi când e timpul frumos, o să vedeți iarba asta plină cu pui care se relaxează. Au început să, dar nu se-i sperie foarte tare, pentru că nu are rost. Avem destul timp să-i exact stolim și să-i facem să zboare. Aici e și foarte frumos la dumneavoastră iarbă, un mic heleșteu. Da, da. Au început să știe la semnal, intră la semnal. Da? Da. E ok. E chemați la hrană, la fluier, probabil, da, totul. Da, 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 da. Știu, da, trebuie să-i... veneați mai devreme, au fost hrăniți, dacă vedeați, strigam o singură dată și toți stăteau în fața la un dignitos, așa de mâncare. Foarte vreo, super, da, mă bucur. Mergem și alături, dacă sunteți. Da, compartimentul celălalt. Deja aici sunt mai mari, ăștia ies afară. Da, sunt mai mari. Unii au început chiar din Bulgaria, am primit, și unii sunt chiar foarte, foarte maturi. Cred că au ieșit în Bulgaria, dar n-au mai plecat de aici. Ah, da? Adică cred că i-au lăsat afară, nu știu, e vreun sistem de joc la... Da, da, da. Columbodrom la Ștefan în Bulgaria.
Frumos, îmi place, uitați ce bine arată, într-adevăr. Da, uitați-vă la pui, că se vede și călditor, că puii sunt foarte sănătoși, exact. Nu e niciun pui care să stea trist. Ei acum, din cauza la norul ăsta, vor să facă baie, dar ei să știți că au făcut, că le punem baie la... Da, afară acum e puțin întunecat și tună. Și tună și ei se stau mai ciufuliți acum, vor să-și facă baie. Simt apropierea ploii, da. Nu, se vede că se prezintă și sunt îngrijiți foarte bine. Da, nu sunt... Omul noastră, am înțeles că stă aproape toată ziua între ei pe aici, nu? Stă toată ziua între ei, da. Vine și seara să le mai... Vine și eu în fiecare zi odată cu el. Super. Pentru că e bine doi ochi să exact. Nu scape, două priviri, nu scapă da, dacă e. Unul din ei are ceva cu problema, da? Deocamdată îi mulțumim lui Dumnezeu că nu are nicio problemă. Super. Vă doresc mult succes, o să fim în continuare alături de dumneavoastră. Mulțumim și noi și vă mai așteptăm oricând cu mare plăcere. Multă baftă, doresc, domnul Maria, numai bine.